s-a făcut! Revenim la punct! În sfârșit, un om curajos! Bună seara, bună seara! Hello, Ninja! Inițial sunt un mascat oarecare și n-am mai făcut stand-up în viața mea. Dacă ești mascat, înseamnă că ai venit să ne dai flori. Conform tradiției. Praz. O legătură de praz. Bun și ăla. Eu n-am mai făcut stand-up, dar aș vrea să încep totuși printr-o poveste. Bagă microfonul mai în pungă să te auzi mai bine. Așa? Ia uite. Așa. Povestea asta nu e despre mine, e despre prietenul meu, Marcel. Marcel ăsta era trist mai mereu. Marcel. A suferit un accident, paralizie, probleme de astea minore. Și am zis, hai să merg la spital să-l înveselesc, că ce se poate întâmpla? Intră acolo în spital, cine-i în fața mea? Marcel. Mă duc la el și întreb, ce faci, Marcel? Cum mai sunt picioarele? Merg sau tot așa? Se uită așa urât la mine? Și nu înțeleg de ce. De unde e paralizat? De la brâu în jos sau de la gât? Nu, e genial. De la gât. De la gât. Domnule. Așa. Și na, am zis, ce faci, note? Mă, hai să te zic totuși o glumă. Marcele, știi care e cea mai grea parte de mestecat la o legumă? Nu cred că spune glumă. Cea mai grea parte de mestecat la o legumă este scaunul cu rotile. Nu cred că a spus glumă. Nu cred că a spus. Și știți ce a zis Marcel după aia? Tocmai ce a spus. Nimic, e paralizat, nu poate zică nimica. V-am spus cum a fost la spital la Marcel, dar nu v-am zis mai nimica despre el. Aș vrea să încep spunând că în copilărie, din copilărie, el are ochii albaștri. Iar de la taică-su. Maică-sa are ochii negri, tot de la taică-su. Și Marcel a mai avut o soră. Paralizată și ea. Nu. Sora lui a murit pe la 7 ani. A fost o moarte naturală. Naturală la 7 ani? Da. Cum mor natural la 7 ani? De viață. Dă-i înainte, te lăsa aici. Stai o secundă, că măcar vreau să înțeleg numărul. Dacă te auzi, nu-l aud foarte bine, pentru că stai cu capul în pungă. Scuze. Ce înseamnă moarte naturală? Hai să stabilim asta. Păi, cum zic, și-a uitat cheile acasă într-o iarnă și a rămas încuiată pe afară. Înghețat, adică, da? Da. Da. Foarte naturală, foarte înghețat. Naturală. Foarte corect. Aplauze, frate. În sfârșit, un pic de bun simț. El, când a apărut pe scenă, mi s-a părut că poate fi un moment interesant. Cel puțin interesant. Deoarece a apărut cu acea pungă pe cap și mie îmi plac aceste surprize. Ce făcea în oraș sora când a murit înghețată? Nu l-am întrebat pe Marcel, dar o să-l întreb când ajung acasă. Păi ai zis că e paralizat și nu vorbește. Te contrazici în declarație. Nu știu nimic din povestea pe care a descris-o, n-am înțeles. Mi s-a părut foarte amuzant ce încerca să facă Chielu cu el. Uitată? Și când și-au adus aminte? Soră. Cred că prin primăvară, dar nu sigur. Primăvara a scos la iveală ghiocii și cadavrul sorei lui Marcel. Asta da. Este. Bun. Mergi mai departe cu povestioara. Da. Spune. Păi cam atât a fost cu sora lui Marcel. Pentru că a murit. Nu mai avem ce spune. Ține de Marcel. Marcel. Chiar de la început, să știi că nu i-am acordat acestui băiat încredere. Povestea lui Marcel este foarte, foarte străvezie. Înainte să ajungă paralizat, a fost căsătorit de 3 ori. Am aflat și cauza paraliziei. Dându-mi seama că vom avea parte de un mare mister la finalul numărului, am zis, hai să notez, că eu uit. 3 căsătorii. Reușite sau nereușite? Nereușite. Nereușite. Prima l-a părăsit. Logic. A doua l-a alungat, iar a treia trăiește. Deci e indecisă. Ea a fost răpită. Deci de-aia nu l-a părăsit, că n-a avut timp, a fost răpită. Așa. Și fiind tot un câlcit, am încercat să o iau polițienește. A, B, faptele, cine, ce, cum. S3, paranteză răpită. Problema a fost că am umplut o foaie întreagă. Și n-am înțeles unde a început și unde s-a terminat. Aș vrea să te întreb ceva, dar răspundem cinstit. Uite-te în ochii mei. Așa. Ai mei, aici sunt. Pe aici, acolo. Răspundem cinstit. Tu ai un material de stand-up memorabil pe care noi acum îl întrerupem și stricăm momentul? Știi ce gen de oameni sunt aici? Genul de oameni care au șarpe acasă și trăiesc o plăcere extraordinară să le dea de mâncare hrană vie. Eu după tine am venit. Iar eu acum sunt un șobolan aruncat din oră în oră la piton. Hai, șoricelul e gata, băgați vipera. Am venit să mă bucur de momentele mele din viitor, de prezent, din existența mea. Ia, uite cum îl omoară.
vine asteroidul. Mi s-a părut că Ai Umor sezonul 6 merită un moment apocaliptic. Și tu nu vezi ce e acolo? Bă, tu vezi ce e acolo? Bă, este tiran, bă. Bă, tu ești întreg la minte, bă. Da. Bă, nu mai, bă, fac cancer la creier. Eu, pur și simplu, intrasem într-un film al meu și eram... Probabil a fost singurul moment în care m-am distrat cu adevărat la umor. Taci! Ai vorbit destul! Și tu și clica ta odioasă! Dar a venit momentul să-ți spun stop! Ai Umor în noua lui formulă liberă! Haideți! Viv la liberte! Am revenit! Suntem la Ai Umor. Mihai are o zi proastă, nimic nou. Concurenții noștri însă au simțit miros de sânge și au ieșit la atac. Dacă noi dăm shutdown acum, atunci când? Aș vrea să te întreb ceva, dar răspundem cinstit. Uite-te în ochii mei. Așa. Ai mei, aici sunt. Pe aici, răspundem cinstit. Tu ai un material de stand-up memorabil pe care noi acum îl întrerupem și stricăm momentul? Plutonier Bendeac, întrerupe ancheta. Să revenim. Eu, în calitate de autor, băi, aș fi oferit lui Marcel multe chestii. De exemplu, i-aș fi adus o stripteoză. Dă-i mă să bea și el o gură de alcool, adică, bă, fiți oameni. Totuși, știi ce mă enervează? Nici n-am... De ce a ajuns Marcel acolo? Nu mai țin minte sau nu s-a spus? Unde era Marcel când a fost răpită soția? Cumnatul. Acum am amintit, cumnatul. Cumnatul e un fel de fratele soției. Da. Ei sunt primii suspecți. Așa, continuă. Știți cine a venit în apartamentul lui? Nu, cine? Nefericitul care a răpit-o. Tatăl socru. El a răpit-o. El a venit. Bă, mie rău. Băi, să fie cu iertat, dar... Și Marcel, Marcel? Nu știu cine, Marcel care muri... Nu, ceva, nu, n-am reținut, pentru că nu... Nu. În semn de solidaritate cu actul artistic extrem de original exprimat în aceste momente pe scena Ai Umor, exact, ne-am decis să suferim cot la cot și pungă la pungă alături de concurent. Spune că soția îl bate, că soția bea și că soția tot face scandal. Haos de haos. Auzi, să știți că dinăuntru pungii are mai mult sens. Mă sună Marcel. Alo? Uite de ce avea ceapa, el vorbește și la ceapă. Marcel e paralizat, suntem întregi. Nu era atunci. Nu era paralizat. Pentru asta îi trebuia prazul. Așa, bun, am înțeles. A zis că o să-i trebuiască prazul la un moment. Ce spune? Alo, ce faci? Păi uite aici, la o supă prăjită. Mi-a căzut piatra de la Inel. Nu cred. Un rău nu vine niciodată singur. Țineam mult de tot la Inel ăsta. Deci fii atent, uite-te la Bendeac că și-ar dori o pungă pe față acum. Dubă plus grasă. Nu-ți pierde răbdarea, vom afla. Lasă, știi că e frumos și fără. E interesant așa. I-am răspuns că da, am mașină. Iar el zice, bun, am eu niște saci, cloroform. Ne vedem în față la tata socru în 20 de minute. Să ții ușile de la mașină deschise. Cloroform, ai zis? Da, și saci. Cum acționează cloroformul? Copii, plecați din fața televizorilor. Plecați. Pune pe Batistă. Așa, și pui? Pune mult pe Batistă, fiindcă da, nu ajunge puțin. Așa. Vine până la spate. Da. Și pune nas. Și cât timp leșină victima? În circa... Un minut depinde de dos. Băi, fac cancer la creier. Jur, sunt într-o situație în care simt că... Nu, eu am o altă problemă. Băi, nu, asta se întâmplă. Deci simt că mi este afectat craniu. Deci nu mai... Vrem să continuăm? Sunt eu aici, eu vreau să continui la nesfârșit. Vreau să văd unde duce. Mihăiță. Spune.
fost modul meu de a mă elibera psihic de gunoaiele pe care le-am văzut toată ziua. Ascultă-mă puțin. Pot să mă duc să fac pipi? Du-te, dar să nu pierzi ceva. A notat el tot. Vin repede. Păi, după toată situația asta... Păi, dar n-a avut o finalitate. Ce s-a întâmplat? A scăpat basma curată. Din punct de vedere artistic, drama lui Marcel este marele mister de la Ai Umor. Pentru că n-am înțeles unde începe, unde se termină, n-am avut elemente de legătură, n-am avut un fir al poveștii curgător. Tu ești Marcel. Ai comedie fără pauză și porție dublă de Ai Umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale Ai Umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!